Un pepene foarte bun din piață este Mirsini. Clientul final îl caută foarte mult. Bineînțeles, și eu cultiv o suprafață de 4 hectare cu Mirsini. L-am transplantat anul acesta pe data de 25 aprilie. Urmează să recoltăm pe data de 24. Avem programată prima recoltare pe 24 iulie. Un pepene extrem de productiv. Are cam 4 cicluri de cules pe sezon. Vorbim de un pepene alungit, cu o culoare excepțională și exterioară, cât și interioară. Vorbim de un roșu intens, crocant, foarte dulce, dacă nu chiar cel mai dulce din piață, și semințe mici și puține. Vorbim de altfel de un pepene care are o putere foarte mare de regenerare, poate să treacă ușor peste perioade de stres, poate să regenereze fructele pierdute de eventuale dificultăți climatice. De asemenea, masa vegetativă se reface foarte bine după fiecare cules, după cum spuneam, de asta cred că sunt și 4, chiar 5 sesiuni de cules pe sezon la Mirsini. Asta îi aduce o productivitate extrem de bună, mai ales ținând cont de faptul că sunt fructe foarte multe și dese. De asemenea, el rezistă bine la problemele climatice și la dăunători, rezistă foarte bine la diferențele de temperatură între noapte și zi. Într-adevăr, nu este cel mai timpuriu pepene din piață, dar câștigă pe segmentul calitatea fructului și rezistența plantelor. După cum îl vedeți, în cultură arată excelent. Pepenele Mirsini este ușor de ales, întrucât ne confruntăm cu probleme de forță de muncă. Specialiști sau oameni care să cunoască pepenii avem din ce în ce mai puțini. Și Mirsini ne ajută în sensul acesta, întrucât odată cu împlinirea numărului de zile și majoritatea fructelor sunt coapte. Pepenele Mirsini are o greutate în medie de 10-12 kg, o formă alungită foarte faină care oferă avantaj la transport întrucât ocupă volume foarte bine. Cultiv pepenele Mirsini sunt deja, cred că, 6-7 sezoane. Și îl recomand cu căldură tuturor fermierilor, întrucât eu o să-l păstrez în continuare în cultura mea și îl puteți găsi în fiecare an la mine în ofertă. Nu o să renunț niciodată la Mirsini datorită faptului că este cel mai calitativ pepene din piață la calitatea interioară și exterioară a fructului, cu calități bune la rezistență în primăvară și în perioadele grele din sezon.